Bună, dragii mei! În primul rând vreau să urez la mulți ani tuturor românilor. Pentru a sărbători împreună vom pregăti cei mai buni biscuiți de ovăz. Aromați, cu o textură perfectă, sunt crocanți la exterior și frageți în interior. Este o rețetă extrem de simplă și odată încercați, nu îi mai lăsați, garantat! La început vom amesteca ingredientele uscate, precum fulgii de ovăz, făina de ovăz, care nu este altceva decât fulgi de ovăz măcinați. Însă, dacă nu aveți, puteți pune și făină normală. Eu am încercat și au ieșit la fel de buni. Adăugăm praful de copt, scorțișoară, puțină sare, nucă de cocos și zahăr brun. Toate cantitățile pe care eu le-am folosit le-am scris jos în partea stângă. Dacă nu, le găsiți și în cutia cu descrieri. Odată adăugate toate ingredientele uscate, le vom amesteca foarte bine. Iar acum separat vom amesteca lichidele, adică laptele vegetal. Eu am folosit lapte de cocos, însă puteți folosi orice fel de lapte aveți, și uleiul. Puteți folosi ulei de cocos, ulei de rapiță sau ulei de floarea soarelui. Această rețetă eu am folosit ulei de floarea soarelui. Cel de măsline este exclus deoarece are un gust mult prea intens. Acum vom amesteca bine toate ingredientele, obținând un amestec destul de lipicios. Nu trebuie să vă faceți griji, este absolut normal. La sfârșit vom adăuga 150 de grame de fructe uscate după propriul gust. Am folosit semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, alune de pădure și migdale tăiate în bucăți. Am incorporat bine fructele uscate, după care amestecul pentru biscuiți este gata. Cam așa trebuie să arate amestecul pentru biscuiți. Iar acum vom lua o tavă peste care vom pune hârtie de copt. Eu am găsit una foarte drăguță de Crăciun, dacă sunteți în Germania o găsiți la Edeka, și vom forma biscuiți. Cum vă spuneam, aluatul pentru biscuiți este puțin lipicios. Dacă nu reușiți să formați biscuiții pur și simplu, vă puteți umezi cu puțină apă palmele. Acest lucru vă va ajuta să îi formați mai ușor. Pur și simplu o lingură din amestecul pentru biscuiți, îl presez între palme, după care îi dau forma de biscuite. Face biscuiți din tot aluatul, după care îi vom băga la cuptor. Cu aceste ingrediente eu am obținut circa 18-20 de biscuiți, însă depinde și cât de mari îi faceți. Biscuiții pe care eu îi fac sunt înalți de circa 1 cm. Multă răbdare și pasiune, am terminat de făcut biscuiții, au ieșit 18 biscuiți, iar acum îi vom băga la cuptor. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade. Îi lăsăm pe o treaptă puțin mai înaltă decât cea centrală. Dar se aud copiii mei, este normal. Vom lăsa biscuiții la cuptor pentru 15 minute și nu mai mult. Inițial, biscuiții pot părea foarte frageți, însă aceștia sunt făcuți și vă recomand să îi scoateți din cuptor după 15 minute, dacă nu, aceștia vor deveni mult prea tari. Acești biscuiți se păstrează până la 10 zile într-un borcan închis hermetic, însă vă garantez că nu o să dureze așa mult. Recomand cu mare drag această rețetă, aștept părerile voastre în comentarii și vă garantez că după ce încercați acești biscuiți o să deveniți dependenți. Vă salut, ne vedem mâine cu o nouă rețetă, până atunci vă doresc numai bine și poftă bună! Ți-a plăcut rețeta? Nu uita să mă susții cu un like și mă găsești și pe Instagram, unde zilnic postez rețete noi.